Cine mai dorește două minute? Domnul Vesel, dacă dați voi. Vă rog, domnul Sabin. Domnul Mihai Oteanu, care este cel mai artist dintre artistul pe care îl cunosc, s-a referit aici la cuvinte cu mare pondere. A vorbit despre cer, despre veșnicie, despre lumea iubirii și așa mai departe. Pe de altă parte, există tendința, am văzut, chiar la domnul profesor Bunel Îngureanu, să pune sus de tot numele Vasile, în legătură cu autorul cinstit de astăzi. Eu aș aduce în prim plan scurt un Vasile de adevărat. Un Vasile de la cărui naștere se înviesc cu 140 de ani, care în urmă cu 70 de ani a început să scrie sonete, care e partea cea mai valabilă a operei lui și opera care a fost publicată postum în urmă cu abia 20 de ani. A avut reputație de martir și sfânt. E vorba, sigur, de Vasile Voiculescu, toată lumea a priceput. Domnul profesor Cornel Îngureanu, și de altfel în tot ce s-a spus aici, legat de aceste basme, mă așteptam să se pronunțe undeva cuvântul contemporaneitate. S-a vorbit, dar pe lângă. Domnul profesor Cornel Îngureanu a spus, a vorbit despre lumea din jur, este un curaj, a vorbit despre contemporaneitate, în fond. Atâta mai citez din Nicolae Manolescu, Istoria literaturii române. Zice așa, legat de ultimele sonete ale lui Shakespeare, traducere imaginară, cartea cea mai importantă a lui Vasile Voiculescu. Zice așa, am fi ispitiți să cităm toate aceste frumoase sonete renascentiste, fără termen de comparație în literatura română. Nu citez niciun sonet, ci două strofe, și cu asta am încheiat, intitulate ca poezie contemporană. Și cu asta revin la ideea de veșnicie și cer a domnului Mihai Oteanu. Deci așa, nu mă înspăimântă cerul, nici pământul. Pe unul calc, pe celălalt îl străpung. Sunt slab. Sămânța care suflă vântul pe stepele vieții îndelung, dar el mă suflă unde vreau să ajung. Această strofă este pentru cititor. Iar a doua strofă este pentru divinitate. Vă rog să urmăriți. Chiar dacă ești la infinit de mine, dar știu că ești și-ți cad împărăția. Nu mai trăiesc în van nimicnicia. O, Doamne, sunt contemporan cu tine și sunt contemporan cu veșnicia. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am scris cu Vasile Voiculescu împreună cu Vasile Petre Pacăți, una dintre ele cu Ana Simon. I-am lansat cartea la 80 de ani, a plecat, s-a întors în Elveția, am primit telefon, a murit, cartea rămâne. Am scris împreună cu Vasile Bogdan o carte despre Hollander, de fapt el a scris-o, eu am pus prefața, cu Hollander, l-am întâlnit pe Hollander, sunt foarte bolnav, gata, sunt foarte bolnav. Am văzut la televizor, era bine. M-a sunat Vasile, facem ediția a doua. Au trecut 5 ani, 10 ani, îl vedem din nou la televizor. E într-o eternitate a noastră.
și Hollander, ca și Anna Simon, ca și Margareta Bogdan. Doamna Simon, vă rog. Ora, ăsta e momentul greu. Când dai seama. Mărturisesc că lansarea de astăzi